curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Hai să jucăm încă o dată dublu sau nimic în dimineața asta. Da. Ce-i Luca? Nimic. Ce s-a întâmplat? Sunt nerăbdător cu concursul azi. Cu Daniela? Da. Daniela, știi că e din Alba Iulia. Bună dimineața. Bună, Daniela. Bună. Stați așa. Bună. Gata. Dimineața. Ce faci? La servici. Bravo, mă. Uite, oamenii au revenit la serviciu. Când primele zile ale săptămânii trecute toată lumea dormea. Da, corect. Da, au erau și zile libere. Da, erau da. Punți. Eu eram un pic invidios, dar acum văd că găsim oamenii la treabă. Acum te bucur de necazul oamenilor. Da, da, da. Și ce lucrezi, Dana? Unde ești? Ești cu colegi? Mai zine câte ceva. Cu colegul și la acela telefon cu soțul. Mamă, e și cu soțul pe telefon și colegul lângă ea. Soțul e pe fir? Da, da. Da, e. Foarte tare. Și te și ajută sau vezi să nu aibă... Da, da, sper să mă ajute, da. Sper să mă ajute. Ascultă-mă ce-ți spun. E foarte, foarte probabil ca soțul să aibă o întârziere față de ce auzi tu și în așteptarea răspunsului sau confirmării lui să pierzi timpul și să n-apuși să dai răspunsul. Așa că asumă-ți chestia asta. Am înțeles. Da? Bine. Da. Bine, Dana. Astăzi începem de la 100 de euro. Ieri am dat 800, ai auzit ieri? Da, da. S-a descurcat foarte bine Ionuț. Sperăm să ai și tu același randament astăzi. Ce s-a auzit? Soțul. Așa, gata, Dana. Mergem înainte, da? Pasă butoane. Da, da, merge. Eu am crezut că era soțul. Deci tot pe butoane. Am lăsat eu un buton aici. Mă scuzați. Hai să începem, Dănuța. 100 de euro. Dana. Da. Astăzi, pentru 100 de euro, întrebarea de încălzire este... Două puncte. Câte silabe are cuvântul coaste? Două. Trei. Câte? Trei. Ia, împarte pe silabe în trei, te rog. Hai, te rog, zi. Coaste, două, da. Coas? T? E. E soțul sau colegul? Ce e coa? E. Da. O să luăm în considerare ultimul răspuns pe care ni l-ai dat. Băi. Da. În disperare. Trei. S-o fi trezit adică despot. Dar cine ți-a zis trei? Că tu spusesei două. Soțul. Eu când ți-am spus că soțul o să ne bage în bucluc dimineața asta. Aoleu. Bine, nu mă așteptam să facă asemenea pocinoc, dar am zis că doar o să întârzie treaba. Soțul nu mai vine acasă azi. Da, clar. Of, da. Dana. Spusesei bine, era așa de simplu. Eu mă pregăteam să spun că noi le preferăm pe cele de purcel. Făcute la foc mic. 4-5 ore. Problema e că așa e regula și s-a mai întâmplat și cine a ascultat concursul știe. Cine știe, cunoaște. Cine a mai ascultat concursul știe că luăm în considerare ultimul răspuns dat. Tocmai ca să nu avem discuții, că da de și ce. Și ca să te poți corecta. Știi, dacă ai răspuns cumva greșit în viteză, te poți corecta, dar rămâne valabil ultima. Da, Daniela, ne pare tare rău. Lăsăm banii de astăzi pentru mâine, așa că mâine o să plecăm de la 200 de euro și poate ajungem la 1600, cine știe. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.